Scenele de luptă purtate de armata română în primul război mondial au fost recreate chiar pe locurile tranșeelor de odinioară, acolo unde a fost anihilată armata noua germană, când a forțat trecerea munților Carpați prin culoarul Rucăr-Bran. Achtung! Este cea mai proastă situație! Este cea mai proastă situație pentru un element militar să fie surprins din spate. Evenimentul se află la cea de-a treia ediție, iar acum voluntarii detașamentului Mateiaș au întruchipat personaje ale regimentului 70 Mușcel, dar și renumita infanterie germană din cadrul regimentului Gross von Baden. Opriți focul! Opriți focul! Ne creăm atmosfera acelei grele toamne din 1916, în care trupele române au încercat să apere trecătorile pentru a opri invazia trupelor puterilor centrale în țara românească. A fost un moment, a fost una dintre cele mai reci toamne înregistrate în acea perioadă, unde s-a murit foarte, iar în timpul acestor bătălii din această toamnă s-a murit nu atâta poate în urma gloanțelor și obuzelor, cât de frig și foame. Aici și astăzi încercăm să vorbim despre indivizi, despre ce a însemnat sacrificiu, ce a însemnat într-adevăr curajul, ce a însemnat dorința de a-l ajuta și de a-l proteja pe camaradul de lângă tine. La eveniment au participat și colecționari de arme istorice, care au contribuit la autenticitatea demersului. Efectele pirotehnice și salvele de onoare au creat pentru public o experiență și atmosfera acelor momente de război.